O nouă întâlnire cu turneul regilor, Emil Deliman implicat la Mediaș. Bine, v-am regăsit, așa este. Din nou avem o competiție online cu 8 juniori de la Mediaș contra la 8 juniori bucureșteni. Vor fi 4 băieți și 4 fete de la Mediaș în cadrul turneului regilor care se desfășoară la București. Avem competiția Junior Kings Tournament, turneu online dedicat juniorilor sub 14 ani. Cum au fost aleși cei 8 medieșeni care să participe la această competiție? Cei 8 medieșeni sunt sportivi ai clubului Medeșan care au participat în cursul anului la competițiile naționale care au avut loc atât la Mediaș cât și în țară și cei care au obținut, desigur, rezultate bune și sperăm de asemenea într-un rezultat bun și contra celor de la București, pentru că acolo sunt foarte mulți copii, deci și cei care fac performanță sunt mai mulți, dar sperăm să obținem un rezultat bun, astfel încât să fim din nou primii. În competițiile pe care le-ai avut până acum, cele în direct cu adversarul în fața tablei sau cu adversarul la, eu știu, la mii de kilometri în fața calculatorului, cum e? Care au fost rezultatele? Mai bune online sau mai bune Mai bune, desigur, cele în direct. Copiii încă nu s-au învățat de a avea adversarul la sute de kilometri. Putem spune că săptămâna trecută a avut loc o competiție majoră tot online. Cei de la liceul Accente Sever au participat în cadrul campionatului european de șah pe internet, dar pe echipe, și au fost 4 copii, dintre care 2 o să-i regăsim mâine în echipa cu celor care joacă contra celor de la București, iar din 27 de echipe au ocupat locul 18, ceea ce e un rezultat mulțumitor, pentru că nu suntem învățați încă cu online-ul, chiar dacă, spunem, copiii joacă foarte mult pe calculator, iată, participarea la o competiție oficială pe online pune destul de multe probleme și emoții și, desigur, o să facem antrenamente în cadrul clubului mai intens și pe partea de online. Care este cea mai bună performanță din 2019 pentru șahul Medeșan? Păi avem fetiță care a obținut la 10 ani locul întâi în cadrul competițiilor la care a participat, putem spune de Pântea Briana. De asemenea avem pe Cica Ștefania care a obținut la turneul, la Festivalul Internațional de Șah Mihai Eminescu de la Slatina, care anul acesta s-a desfășurat la Slatina, locul întâi feminin. Narița Ioana a obținut locul 2. Să spunem, Mihail Adrian, care el a obținut locul întâi la băieți 14 ani la această competiție. Iată, sunt doar câteva dintre performanțele obținute de juniorii Medeșeni. Iar pentru anul viitor, sper că din cei mici care au început pregătirea doar anul acesta, să ne aducă și ei, să spunem, medalii către Mediaș.